Și iată, avem și din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor un reprezentant de nivel înalt. Este vorba de domnul secretar de stat, Iulian Octavian Stana, pe care îl invit să continue să prezinte din perspectiva Ministerului Apelor, Mediului Apelor și Pădurilor aceleași subiecte mari pe care și dumneavoastră, domnule Havrileț, le-ați antamat și care vor face probabil obiectul în continuare al dezbaterilor, cu precizarea că la sfârșitul fiecărui panel vom prelua întrebări de la cei care ne privesc pe oricare dintre platformele online unde poate fi accesat formul energie online sau de la alt speaker, nu-i așa? Deci, domnule secretar de stat Iulian Octavian Stana, dacă am reușit să menținem o conexiune stabilă cu dumneavoastră, vă invit să luați cuvântul. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitația de a participa în calitate de reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la această conferință. Este cu mare drag am acceptat pentru că este a doua conferință la care particip și la care sunt invitat de către dumneavoastră. Subiectul este unul foarte, foarte vast, temele care sunt astăzi pe ordinea de zi. Eu voi puncta cu precădere câteva aspecte despre redresarea ecologică a Uniunii Europene și a statelor membre, inclusiv a României, după această pandemie. Bineînțeles, atunci când discutăm despre redresarea ecologică a Uniunii Europene, vorbim de fapt despre acest Green Deal, acest pact ecologic european, care cu toții știm că este de fapt noua strategie de creștere economică. Și ea va stabili sau stabilește orientarea diverselor politici europene pentru următorii 5 ani. Odată cu apariția acestei pandemii de COVID, lucrurile un picuț s-au schimbat, iar acest pact ecologic european a devenit și mai important din toate punctele de vedere, pentru că s-a putut observa pe parcursul pandemiei că natura funcționează și natura poate să redreseze problemele care le are planeta din punct de vedere al poluării. Emisiile tot mai puține care au fost în această perioadă în mediu au făcut ca natura să-și revină la o stare mai bună. Și de aceea, în momentul de față, oarecum pactul acesta european va fi regândit pentru că se dorește să avem o recuperare verde în cadrul lui și el să stea de fapt la fundamentul strategiei europene de creștere economică, care va trebui să fie o strategie verde. Un prim element în cadrul acestui pact ecologic european, care este foarte important pentru noi ca țară și nu numai pentru noi, pentru toate țările din Uniunea Europeană, este legea climei, care deja are propus un regulament prin care se stabilește obiectivul Uniunii Europene pentru neutralitatea climatică până în anul 2050 și totodată acest regulament stabilește și calea de urmat pentru a atinge acest deziderat, care este unul foarte, foarte ambițios. Probabil că ați reușit să vedeți în presă că la nivelul Uniunii Europene există un grup de state membre care dorește ca fundamentul acestei dezvoltări, strategiei de dezvoltare economică a statelor Uniunii Europene, să aibă la bază acest Green Deal și la această inițiativă a statelor membre s-a realiat și România, care susține recuperarea după efectele pandemiei într-o manieră care să fie convergentă cu obiectivele care sunt întâlnite în Green Deal, obiective care în perioada următoare vor fi retrasate, punându-se mult mai mult accent pe investițiile în infrastructura verde și tot ce înseamnă neutralitate climatică. În luna aprilie acestui an, Guvernul României l-a mandatat pe ministrul mediului, pe domnul Costel Alexe, să adere în numele României la Declarația Comună a Statelor Membre
privind utilizarea investițiilor din Pactul Ecologic European ca element cheie de redresare ecologică a Uniunii Europene după această pandemie de COVID-19. Această decizie este luată pentru că ne dorim ca acest model care este întâlnit în Pactul Ecologic European să fie modelul de redresare atât a României și să fie un model de redresare durabil care să asigure prosperitatea și sustenabilitatea tuturor cetățenilor statelor europene, inclusiv și a României. Trebuie să fim foarte atenți că va trebui să punem accentul pe utilizarea durabilă a resurselor și să nu mai punem o presiune atât de mare pe resursele neregenerabile. Va trebui să gândim strategii care să utilizeze resursele regenerabile și va fi foarte greu pentru România să reușească să răspundă acestor provocări ale Uniunii Europene din punctul de vedere al abordării ecologice, pentru că toți știm că România încă în momentul de față mai utilizează și cărbune pentru a produce energie și observăm că avem și o problemă cu traficul rutier, cu cazul Bucureștiului, în care vedem că emisiile de gaze sunt destul de ridicate în perioadele în care în București traficul este foarte, foarte ridicat. Ce aș mai putea să spun așa câteva aspecte legate de această redresare ecologică, că trebuie să fim foarte atenți că această pandemie potențiază criza climatică pe care o aveam până la momentul instalării pandemiei de COVID-19. Și este mult mai ușor să le gestionăm împreună decât dacă vom gestiona separat fiecare măsură individual pentru criză. Cunoaștem că Uniunea Europeană dorește să investească foarte mult în momentul de față în reconstrucția ecologică și nu numai, dar și în partea de investiții verzi, dar trebuie să fim foarte atenți pentru că, în primul rând, avem și o problemă socială în România. Odată cu regândirea acestor strategii de dezvoltare economică în sectorul energetic, după cum se știe, riscăm să pierdem și foarte multe locuri de muncă, de aceea trebuie să fim foarte atenți la toate aceste aspecte. Ministerul Mediului, prin actuala conducere, își dorește să reușească să implementăm la nivelul conducerii aceste aspecte legate de Green Deal, dar este foarte important să se cunoască că nu doar noi ca minister de linie avem obligații, ci toate ministerele care se întâlnesc la nivelul guvernului, pentru că toate au un rol foarte important. Trebuie să conștientizăm că și autoritățile publice locale au un rol foarte important, pentru că discutăm despre o relație între guvern și cetățeni. Și, în primul rând, cetățenii trebuie să conștientizeze că măsurile care le vom adopta în urma implementării acestui plan ecologic, Pact Ecologic European, îi vizează cu precădere pe ei și ne dorim ca această tranziție către o industrie ecologică să fie una care să poată îmbunătăți viața cetățenilor și bunăstarea lor. Dar până în 2050 avem foarte mult de lucru și noi suntem aici să colaborăm cu toți partenerii care doresc să aibă o interacțiune cu noi și le stăm la dispoziție cu orice, să răspundem la orice întrebări la care suntem în măsură să răspund. Vă mulțumesc foarte frumos și cu mare drag pentru orice întrebare aveți, o să încercăm să răspundem. Vă mulțumesc!